Dragii mei, s-a întrerupt. Probabil că și legătura dintre voi s-a întrerupt la un moment dat, se va întrerupe sau e deja întreruptă. Pentru că, ia să mai vedem ce e cu acești îndrăgostiți. Clarificăm îndrăgostiții. Acest personaj clar trebuie să ia o decizie foarte importantă în dragoste, în relații. Văd totuși, pentru unii dintre voi, două persoane cu tendințe de a fi independenți. 9 de cupe și 9 de monede. Deci îndrăgostiți au fost clarificați de valetul de băte, 4 de monede și marele preot. Wow. Ah, nu, opa, opa așa. Oh, fuck. Era frumos să fi fost marele preot fără ce asta. Antes. Interesant. Interesant, interesant. S-au răsucit și cărțile pe aici. Și ce s-a răsucit? S-a răsucit până așa deoparte 8 de monede și steaua. Probabil că acest personaj muncește ca să fie celebru, celebru, da? Sau muncește ca să se vindece. Muncește pentru idealul său, pentru o misiune specială. Pentru... A venit un mesaj în plus, în timp ce am amestecat cărțile chiar acum, la final, s-au răsucit și am văzut aceste cărți care mi se par importante. E o ocazie pierdută, 4 de cupe, 8 de cupe. Cineva s-a detașat. Roata norocului și artistul. Care o fi aici? Pentru că uneori, chiar dacă vorbim despre un personaj care vrea să vă transmită ceva, uneori puteți să apăreți voi. Știți bine că se poate, dar trebuie să discerneți bine. E un abandon, un sentiment de abandon. Este o relație toxică. Poate să fie un fost o fostă sau o relație căsătorie chiar. Pentru că pentru mine diavolul poate să fie căsătorie, contract, ca și justiție de altfel. Dar toxică. Și din cauza acestei energii toxice care tot apare, relația dintre voi suferă 5 de cupe. Pentru că acest personaj sau voi, unul dintre voi, dar aș spune că, da, în fine, trebuie să aleagă între a-și schimba energia sau sta legat. Și am spus, există totuși acest sentiment în amândoi, de-aia sunteți 6 de cupe, 2 de cupe. Aveți acest sentiment de independență, 9 de cupe și 9 de monede. Cine e aici legat? Nu o să stea prea mult timp legat. Își va schimba energia. Eventual, nu mai știu dacă am spus la prima parte, dar există semnale că ați fi artiști, unul dintre voi măcar, da? Însă, nu e vorba doar de artisticitate, ci în momentul în care ieși din legăturile karmice, intri pe un alt nivel de manifestare, acela fiind creația, îți creezi viața pe care ți-o dorești. Acum, dacă voi ați abandonat și știți că i-ați abandonat într-o formă sau alta, posibil acest personaj să încerce să-și cată direcția în altă parte. Sau să fi căutat în altă parte. Însă, hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. E acest sentiment de abandon, de... am văzut 5 de monede, de ocazie pierdută, de... căutare a respectului și iubirii față de sine. 8 de cupe merge către 9 de cupe.
Și căutarea asta vine cu multe lupte și cu multe, multe chinuri. Ce ar vrea să vă spun? În primul rând, apele tulburi pe care le-am văzut prin conflicte, prin diavol, prin relațiile karmice toxice, se vor lăsate în urmă. Că faceți parte din acele ape tulburi sau că sunt alții, voi știți. Dar acest personaj vrea să meargă înspre independența sa sau înspre un personaj care este liber și își cunoaște valoarea. Da? Pentru că eu nu știu cine sunteți cei care ascultați. Vrea să meargă spre 9 de monede. Are de luat, într-adevăr, o decizie foarte grea, îndrăgostiții. Vă iubește, să zic, și pe voi. Dar dacă legătura dintre voi devine prea toxică, prea atașată, prea sufocantă, va trebui prea suferindă, prea dureroasă, va trebui să o încheie ca să meargă înspre o legătură spirituală, înspre o legătură profundă, înspre o legătură stabilă, nu zic musai căsătorie. Nu zic musai căsătorie, nu. Nu. Dar clar nu au venit degeaba aceste cărți. Și după întreruperea care a fost. E o separare între voi. Destul de vizibilă. Și nu din cauza bateriei s-a oprit camera, din cauza că era prea plină. Sunt prea multe lucruri și în viața voastră și în viața lor. Prea multe intervenții. Asta văd eu. Și din cauza asta se pierde ocazia. S-a pierdut probabil. Prea multe intervenții. Acest personaj vrea să vă spună că ține la voi, că vă vede într-un mod foarte special într-o costiție și 6 de cupe. Că a suferit, eventual, dar știe că trebuie să aleagă. 2 de bâte și văd că se termină cu un valet de bâte, cu o alegere. Alegerea este ori eliberarea de un atașament, inclusiv față de voi, ca să se manifeste legătura spirituală profundă, vindecare, o legătură liberă, stea și marele preot, da? Liberă, înțeleaptă, vindecătoare, amândoi inspiră, poate sunteți două nu știu cine sunteți. Nu știu cine sunteți. Dar văd doi oameni care muncesc pe cont propriu să crească. Eu asta văd. Hai clarificăm și 2 de bâte. Hai să mai vedem. Clarificăm 2 de bâte. Ce ai aici 2 de bâte? Repet, nu întâmplător a venit acest 8 de monede și steaua. Este muncă în misiunea personală. Este muncă în vindecare, în înțelegerea destinului său. Yeah. Unde era? Unde erai? Ceva s-a răsucit? Unde ești? Sper că nu mi s-a părut. Nu cred că mi s-a părut.
Haideți, țicați-ți lui. Nu. Ah, da, uite. Valetul de spade. Doi de bâte a fost clarificat de valetul de spade. Aici este, trebuie să aleagă. Unul dintre voi trebuie să aleagă comunicarea. Valetul de spade și valetul de bâte, ambele reprezintă un anumit tip de comunicare. Mai dăm o carte pe valetul de spade. Comunice că a suferit, s-a văzut de la început. Posibil să fie ales interesant, să fie ales pe altcineva cu marcaj puternic în semn de aer. Parcă am mai văzut la prima variantă, dacă nu mă înșel, era un rege de spade? Mi-aduc aminte că vedeam un rege de spade și cu 5 de spade pe lângă el. Dați în urmă. Unul dintre voi a încercat să se detașeze de acest dor căutând în altă parte. Dar acolo, cum se zice, că iarba n-a fost suficient de verde. Acolo a avut parte de dezamăgiri, turn, separare. Păi, pentru unii dintre voi, acum... Ce ar mai vrea să vă comunice? Ia uite, 7 de spade. Că ce? Că s-a păcălit? În ce sens? Că se simte? Ia. Clarificăm 7 de spade. Ia uite. Acum judecă. Înțelege că cineva l-a păcălit, l-a manipulat? Sau, bine, știți cum e? Nu ne păcălește cineva. Ne păcălim și noi. Judecata. Poate un personaj căsătorit s-a infiltrat între voi sau dorința de bani, da? S-a infiltrat între voi și a creat un dezechilibru. Ia, clarifică în 7 de spade judecata. Dacă acest personaj se simte păcălit în relație cu voi, înțelegeți ce vreți. Își caută vindecarea și echilibru spiritual. Chiar dacă există dragoste. Asta este decizia. Cu toată dragostea pe care o simt, dacă, voi știți ce s-a întâmplat. Dacă se simte păcălit din alte motive sau că a căutat în altă parte și nu a căutat aici, ia să vedem. Ia. 7 de spade, mai dăm o carte. Am văzut 3 de cupe, clar, a fost un triunghi amoros și 7 de cupe, confuzii. Dar, clarificăm 7 de spade. 7 de spade. 10 de monede. Am zis căsătorie. Cineva a fost căsătorit. Da. Și l-a ținut pe celălalt în stand-by. Au venit cărțile așa. Și aici cineva trebuie să gândească bine. Asta vreau să spună. Vreau să renasc. Și dacă n-a fost căsătorie, poate să fie dorința de bani, dorința de avuție, dorința de a ieși în evidență pe plan financiar. Și relația dintre voi a rămas în stand-by. Din motive, din aceste motive. Și aici este păcăleala, autosabotarea, eventual. Voi știți, pentru că v-am dat mai multe variante, discerneți, vă rog frumos. Ia uite, apare împăratul, împărăteasa și artistul. Vai ce frumos! Și temperanța. Și marea preoteasă, sunteți nebuni? Regele de cupe, asul de cupe. Vai de... Ce e cea mai? E o dragoste pe care cineva n-a exprimat-o, dar celălalt a intuit-o. What? A intuit-o. Că dacă are răbdare și dacă vă vindecați, wow, deja în fior. Puteți să creați, mamă, acest cuplu, împăratul și împărăteasa. What the shit! Dar pentru asta trebuie să aveți răbdare, să vă vindecați, să vă dați șansă,
Temperanță, marele preot. Ia uite, să munciți. N-a vă vindeca, pentru că aveți o misiune. What the shit? Marea preoteasă, eventual, știe că e o dragoste aici. Posibil, interesant, iar reapare regele de spade, poate că a fost dragoste. Și acolo unde a apărut durerea, dezamăgirea. Dar da, există, scuzați-mă, două iubiri la care e alegere importantă în dragoste. Mai, că sunteți voi, că sunt ei. Uneori mi-e greu să... Pentru că simt prea multe și deja bombardamentul ăsta de vibrații și de emoții, dacă mă puteți înțelege, mă obosește. Voi trebuie să discerneți unde sunteți. Și astea erau la capătul setului de cărți, da? Astea erau la capătul setului de cărți aici și în continuare Marea Preoteasă. Da, judecata înseamnă împăcare. Șase de cupe înseamnă împăcare. Temperanța înseamnă împăcare. Steaua înseamnă vindecare și împăcare, da? Steaua și Marele Preot reprezintă speranță, credință că va fi bine. De ce? Pentru că intuiția, chiar dacă încercați să se detașeze de dragoste, intuiția spune că există dragoste, da? Împăratul, împărăteasa, artistul, wow! Am zis, unul dintre voi e artist sau poate sunteți amândoi. Dar poate că unul e artist și altul este vindecător. Sau împreună vă puteți folosi niște calități artistice și abilități speciale, spirituale, pe care le descoperiți doar împreună. Și puteți să creați și... Wow! Să mai iau cărți? Eu cred că e cam suficient, m-am zăpăcit de cap. Multă suferință și aici. Dar apare un bruiaj. Voi știți, vă rog frumos, voi știți, a intervenit din partea, sau poate din partea ambilor, pentru că dacă celălalt cată în altă parte, ce îmi place să zic așa, cată, la un moment dat nu poți să stai să-l aștepți, da? Îți vezi și tu de o altă direcție. Și am senzația că amândoi ați fost dezamăgiți în direcțiile în care ați căutat. Hai, mai dăm un mesaj. Uite, monede și steaua. Cineva chiar are job. Unul dintre voi are job. Într-un domeniu care ține de spiritualitate, că am văzut Marea Preoteasă și Steaua și Marele Preot, da? Da, unul poate să fie să muncească într-o zonă care atrage atenția, lumea se uită cu admirație, da? Poate să fie persoană publică, steleluțe, printre steluțe de cinema, nu știu ce ar putea să fie regizor, regizoare, scenarist, în fine... scenograf. Dau exemple, da? Persoană care lucrează într-o zonă de asta așa de spectacol, de lumini și umbre și celălalt eventual sau unul dintre voi lucrează într-un domeniu care ține de spiritualitate, de vindecare a maselor, a colectivului. Dar trecând peste astea, rămân și celelalte mesaje. Că acest personaj dorește să vindece situația dintre voi eventual, să o vindecați într-o formă sau alta, pentru că este conștient că sunteți, dacă nu flăcări gemene, măcar suflete perechi. Este unul dintre voi într-o poziție de
mai mare înțelepciune decât celălalt, ce ar mai vrea să spun. Ia uite, zero. Judecata și zero. Vrea să o ia de la zero. Wow. Regina de monede uneori pentru mine reprezintă o relație karmică, practică, tradițională și materială. Poate să fie și mamă, poate să fie și rudă, altfel de rudă, poate să fie și o prietenă sau un prieten care manifestă această latură pământeană, să zic, o anumită variantă. Aici apare vindecarea de această regină de monede din cauza unor trădări și dorința de a merge mai departe înspre, interesant, faetonul merge spre regina de cupe, da? Ori în continuare apare fostul fosta ca broiaj în viața ambilor, ori vreau să clarific acest diavol. Poate să fie și o obsesie. Gata, deci nu mai renunț la, eu știu, la ce? Obsesie? Băi, nu se poate. Ia uite ce m-a apărut. Diavolul, obsesia, împăratul și împărăteasa. O nouă lume în care, mai cineva se vrea căsătorită cu voi? Lume, justiția și regele de monede. Veți trăi și veți vedea. Știți cum e, că până la urmă alegerea voastră. Mai dăm totuși pe diavolul ăsta. Ce e obsesia asta? Faetonul merge către regina de cupe. Regina de cupe exprimă dragoste, spre deosebire de regele de cupe care nu exprime. Exprimă dragoste și vindecă. Eventual vindecă. Se creează o adicție emoțională. Ia uite. Justiția. Și iar apare lumea, șasul de bâte. Mai dăm pe justiție. Ce exact justiție? Mai dăm o dată pe justiție încă o carte. Hai, ce exact e justiția asta? E separarea de relația karmică sau ce este? Wow. Temperanță, vindecare, relație frumoasă, asul de bâte. Asta înseamnă regele de bâte. Flăcări gemene, împărat, împărăteasa, așa se decupe îndrăgostiți. Ce vreți mai mult? Temperanță, justiție. Deja mă înfioară mesajul. Eu știu. Ori acest personaj se duce înspre flacăra sa geamănă și atunci nu mai este nimic de făcut dacă se duce înspre flacăra geamănă. De-aia zic, nu vreau să vă creați iluzii, da? Ori, că a zis, faetonul merge către regina de cupe și diavol, și diavolul a fost clarificat de împăratul și împărăteasa. E obsesie. Asta e, ego. De fapt, obsesia cuiva. Diavolul și regina de cupe e un personaj care vindecă adicțiile, tendințele toxice și creează și o intoxicare emoțională. Ce alte mesaje vrea să vă transmită? Hai să mai vedem. Ai credință. Aveți credință. Efeis. Că apare Marele Preot, ascultați acolo, Marele Preot și 8, ia uite, 8 de monede și stea. Orică el, ea, are credință, orică tu trebuie să ai credință ca să te vindești și să-ți manifesti flacăra geamănă, da?
prin exemplu pe care ți-l dă acest personaj, dacă personajul ăsta merge înspre flacăra sa geamănă, e un exemplu. Că asta e steaua și nouă de monede, merge. Consideră fundația pusă, măi. Între voi ceva s-a stabilit. S-a creat. S-a stabilit. Oh, aici este interesant, vedeți? Trebuie să iertați pe cine voi știți, cineva din trecut, și să fiți cinstiți. N-aveți cum altfel. Să arătați ceea ce simțiți. Probabil că n-ați arătat niciunul, nici celălalt, la un moment dat, și fiecare a plecat pe drumul lui și pe drumul lui n-a avut parte de ce trebuia, apare regele de spade, n-a avut parte de ce trebuia. Pentru că trebuie să fiți împreună. Eventual. Simt nevoia să-mi iau o carte. Da, protejați pe cei care iubiți. Numărul 10. Și lucrurile sunt mai profunde decât par. 22 să vă spună ceva, 10 să vă spună ceva, 50 și ce? 50 sau 5, 12. 12 este spânzuratul, numărul 12. Semnul peștilor casei a 12-a necunoscuturi, lucruri pe care le veți descoperi, le veți simți prin creșterea spirituală. Uf, mamă, ce etalare! Și de fapt, nu etalare, este mesaj. Nu știu ce e acest personal. Sunt foarte curioasă cum va fi discuția, pentru că se va discuta, ca și concluzie, se va discuta despre suflete gemene, despre flăcări gemene, suflete perechi, despre împărat și împărăteasă, despre misiune spirituală, despre credință, în momentul în care vă veți întâlni, ca și concluzie. Acum repet, că nu vreau să vă creați iluzii. Ori acest personaj se duce înspre flacăra sa geamănă, ori revine în viața voastră, cu credința fermă că voi sunteți perechea lor divină. Una din două. Da? Hai să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales această floricică. Floricică. În timp ce am amestecat... Nu. Deocamdată aveți aici setul de cărți. Am zis că începe talarea cu... De-aia m-am lungit atâta. Am aici o tavă cu tăviță, cu litere. Să vedem. Mesaje, textul ăsta vrea să iasă. Că de la creștere, că tot aveți floare. Iar am luat multe. Așa a fost să fie. Iar. B. Înseamnă ceva pentru voi. B, S. B, S. P. P, M. X. N. M, N. M, N. Asta ce e? W e. C, capa. Să dau asta mai aproape. Dacă nu reușesc eu să creez suficiente cuvinte, vă crea și voi, da? Că de-aia avea J. Ca J. Iar J. Jojo. G. Asta ce așa? M, N, P. Asta ce este? Tot P. P, P. P, P. Jojo. Gigi. Ce sunt mai dublurile astea? Dar au mai fost și la altele dubluri. V. Ce asta? I. Gin. Îi place cuiva să bea gin. Oh. Gin. G. U. Kappa iară. Mamă, kappa, kappa. Asta ce e? N. Iar N. T. O. T. O. To. V. Parcă a mai apărut V. V. Mă. V. 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 H. C. Apare? Nu l-am văzut atunci. Q. E. Ce mi-apare? Q. E. Q. B. Q. B. Nu știu dacă e cu C sau cu K la sfârșit. Quebec. Quebec. Nu. Nu. Unde e asta? Cred că e...
quip, quip. Nan, un personaj mai singuratic. Nan. Beck. Beck, vă spune ceva? Uite, Quebec, mai, Quebec, nu știu exact cum se termină, cu C sau cu K. Quebec, tot îmi apare Quebec. Pub? Cineva merge prin pub-uri? Pub-uri. X, când apare X, vă puteți gândi la influența unui fost, a unei foste. Sex, 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 sex. Sex. Așa. Sex. Ah, bă, e chiar sex pe față, adică e pf, și pe față și pe spate. Sex sau sexy, cineva e sexy, hai mă, sexy. Mână, 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 mână. Nu știu ce mă gândesc la mai, nu? Mono. Mono. Nu. Mono. Probabil că un personaj este mai... fidel. Chop? Ce ar putea să fie? Bum, bum. Bum. Asta iar mă gândesc la turn. Vum, o explozie de ceva. Bum. Sexualitate eventual. Explosivă. Sorry. A ieșit. Ah, da. Țăc. Hai mă. Mai dăm niște... ce asta? Asta e H. Doar E și U. A și O. Am zis pom... pom e creștere și asta mă gândesc la, la floare, că înseamnă abundență. Ton, ton, un ton. Cine dă tonul, voi știți. A, uite și un I. Min. Mini, min, minu. Tony, Tony, există cineva cu numele ăsta Tony? Ce? Nu? Ar putea să ar fie, nu? Voi știți ce e, nu? Hot! Oh! Sexy, hot! Un personaj fierbinte, hot, hot, hot. Asta trebuie să fie T. Nu, e C. Parcă e C. Ce era? Victor?
Victorin. Nu mai apare, dar e Victor. Victor, Victor. Sau Victorie. Pictor! Hei, ca mine! Cine-i Pictor? Bine, e mai pe grafică, dar în fine. Da? Pictor, Pictor, Pictorial sau poate poze, în fine, știți voi, poze. Se gândește la voi, se uită la pozele voastre sau ce? Sau faceți poze, da? Pictor. Mic, micuț, micuț, micuța? Cineva e micuț, micuța? Nomă, 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 nomi, nom, nome. Ce ar mai putea să fie? Chi, chi, chichi. Kiwi, nu știu, kiwi. Mai to caut. Chestiuni care să vă transmită vouă ceva, da? Kiss, kiss. Cineva, da, e doar un s, da? Cineva vrea să vă saru... Nu cineva, ci tu zic e cineva. Acest personaj eventual își dorește un sărut. Kiss me. Unde ești? Kiss me. Kiss me. Job. Job. E un job. O chestiune care ține de un job. Jobul. E un job. Probabil ca parte a poveștii voastre. Oh, box. Box. Ce? Box, box, poate să fie cu tie sau poate cineva e mai unul dintre voi. E mai bătăuș? Sau dispus să se lupte pentru voi? Asta ce? Vox. Iar mi-apare chestia cu vox, cu voce. Vox, vox maris. Ce ar mai fi? Bun. Ceva bun, bun. Bun, bun. Ceva bun. Buni? Bunica? Buni. Buni. Iar, chestiuni pe care voi trebuie să le... descoperiți care sunt ale voastre. TV, TV, interesant. TV, poate că unul apare la televizor, într-o formă de asta. J, G. Vedeți diferele? Tuș. Asta clar, pictor, tuș, chestii grafică. Iar o chestiune de artă. Asta ce e? Hmm.
CPVN. Hai, nu știu, mai căuta și voi. O să fac mai multe, trebuie să fac mai multe vocale, zic eu. Eu am încercat să fac numere în cantități egale. Nume, nu litere vreau să zic, iese nume. Așa, în timp ce am amestecat, a ieșit 5 de bâte. Interesant că parcă la voi vorbeam de box. Un personaj care vrea să se lupte sau simte că e un conflict aici. Din ce motive? Financiar ar putea să fie, dorința de stabilitate, poate să fie o familie, o călătorie și o așteptare. O așteptare în regina de cupe. Hai să vedem. Ce ar vrea să vă transmită acest personaj? Ce ar vrea să vă transmită acest personaj? Ce ar vrea să vă transmită? Ce mesaj are să vă transmită? Vedeți că uneori puteți să vă... să fiți atenți, pentru că nu ar putea să apăreți voi în etalare, dar trebuie să discerneți bine. Ups. 9 de monede. A așteptat foarte mult acest personaj într-o relație de suflet. Într-o relație de suflet, dar care nu era tocmai echilibrată cu 6 de monede. Deși între voi probabil că era o relație foarte faină sau o relație de suflet dezechilibrată din cauza altor influențe. Poate chiar jobul, că am văzut jobul ca și influență. Da? Posibil. Și a trebuit să aibă răbdare și la un moment dat, nu știu, care n-a mai avut răbdare, apare roata norocului, schimbarea de direcție. Dar schimbarea asta de direcție a adus lacrimi. Și se... Da, a adus lacrimi. Nu de monede. Ups. Cavalerul de spade. Lumea. Și tot mai apare steaua, tot mai apare steaua. A doua oară când apare steaua. Dorința de vindecare sau, repet, cineva care lucrează în public? Parcă am mai zis, nu? Mai devreme la... Nu mai știu. La litere. Cavalerul de... Nu, regele de bâte. Probabil că a fost cavaler. Și nouă de spade. Ideea este că nu e tocmai într-o energie confortabilă nouă de spade. Se termină cu această energie în care se gândește eventual la ce a fost. Se gândește în primul rând are această revelație cu asul de spade că ori pentru întâlnirea cu sufletul pereche trebuie să aștepte foarte mult, pentru victoria cu sufletul pereche trebuie să aștepte foarte mult, să fie precaut cum investește, ori dacă există un triunghi amoros, care alternează între tăcere și întâlnire, așteptare și victorie, chestia asta devine stresantă. Alternanța asta de stări. Acum, hai să vedem. 9 de monede. 9 de monede, de obicei, este o persoană care este independentă. Și cavalerul de spade spune
un adevăr. O să vedem ce fel de adevăr spune. Pentru că adevărul pe care îl spune, sau poate să sperăm că e adevăr, de obicei e adevăr, spune cam ce gândește. Ar putea să fie una și aceeași persoană. Ceea ce spune provoacă un final care se poate continua cu un nou început, dar variază. Pentru că lumea înseamnă o încheiere de capitol, da? O lecție. Acest personaj simte multă pasiune pentru voi, dar și mult stres. 9 de spade. Deocamdată, așa cum arată cărțile, cam la asta pot să reduc. Posibil să fie distanță între voi și din cauza distanței să alternez tăcerea cu întâlnirea în care vă simțiți bine, da? Cum am zis mai devreme aici. Hai să și clarificăm. Uite, 4 de spade. Are nevoie să-și pună în ordine gândurile și să se elibereze de un stres. Interesant, regina de spade, de niște cuvinte, de un posibil triunghi amoros. Valetul de bâte. Atracție este între voi, dar unul dintre voi nu poate să aleagă. Atracție este între voi mare, dar unul dintre voi trebuie să fie tot timpul între două chestiuni, da? Ia, clarificăm 9 de monede. 9 de monede, te rog frumos, 9 de monede. Nouă de monede. Ce vrea să transmită acest personaj? Am văzut, parcă văzusem la voi sex, sexy. Apar bâte, apar elemente care țin, iau-te, magicianul. Primul rând, acest personaj vrea să-și manifeste independența. Ia să mai vedem. Da, opa! Preîmpărăteasa și împărăteasa, da? Vrea să manifeste independența sau dacă voi sunteți independenți, independente, vrea să vă manifeste pe voi. Voi știți. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade. Ce? Ia stați. Cavalerul de spade. Nebunul, puterea și eu sunt nebunul care te iubește. Cavalerul de bâte. Mai, dacă e un bărbat, ar vrea să vă manifeste. Dacă voi sunteți împărătese, preîmpărătese, în fine, în starea voastră de abundență, de satisfacție, de creștere, că am vorbit de pom, da, de floare, de înflorire, vrea să vă manifeste. Vrea să exprime, că tot vorbim de texte, să exprime că își dorește un nou început, vrea să se lupte pentru a vă cuceri. Cavalerul de bâte se duce și vă cucerește. Ai, nu vă supărați, chiar vrea 0. 0, 10 de cupe și marele preot. Nu vreau să vă creez iluzii, dar cineva vrea să o ia de la capăt într-o direcție care aduce fericire și stabilitate și creștere spirituală. Cu alte cuvinte, un cuplu fericit, abundent și spiritual și profund și fidel. Voi știți povestea voastră. Uneori mă obosește. Iar apare, uite, lumea și zero. La capătul setului de cărți, iau de un împărat, un personaj căsătorit, rege de spade, care se simte trădat, înlăcrimat, suferind din cauza obiceiurilor în care a fost crescut, educației primite, influenței paterne sau influenței familiei, da? Programelor mentale, că trebuie să stea căsătorit pentru bani, pentru eu știu ce-o fi, la 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 la, da? Și vrea să schimbe direcția, roata norocului, într-o... Ia uite, spre fericire. Iar apare, băi, 10 de cupe. Am amestecat și împăratul. Și temperanța. Vrea să meargă într-o direcție în care
Cei doi se simt fericiți, vindecați, liniștiți, cresc împreună spiritual. Că sunteți voi, ați putea, că e totuși o preîmpărăteasă aici. Deci energie feminină, da? Are codițe împletite. Clarificam eu nebunul ăsta, sunt doi nebuni aici, vedeți? Și ăsta și ăsta. Deci confirmă, se confirmă că se dorește un nou început. Vrea săriște. Cavalerul de monede. Care merge, ia al treilea cavaler, da? Astea sunt semne de acțiune. Sunt cărți care reprezintă acțiunea, chiar dacă acesta e mai încet. Dar avem și totuși două energii impulsive. Și pline de pasiune. Și determinare. Nu că acesta n-ar fi determinat, doar că e un pic mai precaut. În ce sens? Vrea să exprime stabilitate, nu doar sexualitate, nu doar, eu știu ce, adevărul, nu doar cine știe ce idei au venit, o idee trăsne și o transmite, da? O distanță și munca. Că am văzut job, da? Aduce, sau nu, o distanță. Comunicarea cu cineva, posibil la muncă sau într-un mediu care ține de muncă, aduce trezirea cuiva. Soarele. Trezirea că nu poți să stai în contractele astea, 8 de cupe, nu poți să mai stai în contractele astea, în care nu știi exact ce vrei. Sunt doi valeți, energie, aș spune, imatură în comparație cu regina. Ia mai dăm pe cavalerul de bute. De monede. Cineva se trezește. Probabil că acest personaj sau poate voi, dar vorbim despre acest personaj. Dacă voi v-ați trezit, o să imediat clarificăm. Cavalerul de monede aici. A fost clarificat de 4 de cupe. Ia clarificăm. Este frică acest personaj, dacă vrea să vină spre voi, vrea să vină să exprime ceva stabil, da? Să exprime și durere și fericire. Interesant. Vrea să vină faetonul. Vrea să acționeze. Și să exprime niște lucruri. Că se simte și trădat, se simte și fericit în același timp. Uf. Ia dăm-mi un pic pe magician. Mai dăm o carte pe magician. Dăm o carte pe magician. Sunt doi nebuni. Ar putea să fie două persoane care încearcă să... Mai dăm o carte pe 7 de spade. Nu-mi place. Deci eu acum încep să separ niște energii. 10 de spade și 10 de și 5 de bâte și împărăteasa. Cineva își caută independența. Acest personaj, probabil, dacă nu este el, probabil că sunteți voi, vă căutați independența după ce vă simțiți. Deci, cine își caută independența se simte manipulat. Sau s-a simțit manipulat. Din ce cauză? Că celălalt nu a exprimat dragoste sau nu a oferit dragoste, adevăr și pasiune.
ascuns emoțiile, pasiunea și dorința de a începe ceva nou. Probabil că acest personaj a cuvântat. A spus. Eu vreau să manifest independența, abundența, pentru că nu mi-ai arătat acum, nu mi-ai arătat dragoste, pasiune și nu ai comunicat cu mine. Acum ce face celălalt? Probabil că și celălalt. În momentul în care îi se spune că gata, vreau să iau de la zero, vreau o relație în care cei doi sunt plini de pasiune, se susțin, da? Și atunci pune capăt. Eu știu cine sunteți voi, cine sunt ei. Dacă ei nu au exprimat, probabil că vor să exprime de acum încolo dragostea, pasiunea și eu știu ce alte lucruri. Băi, cavalerul, regele de bâte. Mai, nu știu, în fine, voi știți ce mesaje primiți, dar uneori sunt așa obositoare, mă credeți. Atât de obositoare talările astea, atât de complicate vă sunt viețile. Și nu înțeleg că și nici a mea nu e prea simplă, credeți că nici a mea. Ia uite, luna. Mai dăm o carte pe luna. Interesant. Dacă acest personaj nu și-a exprimat, voi știți unde sunteți, nu și-a exprimat pasiunea, emoțiile, n-a stat de vorbă cu voi, s-a purtat într-un mod, a purtat măști, da? În fața unei preîmpărătese sau împărătese, că am văzut mai devreme, voi vă vedeți de independența voastră, a spus adevărul, care e problema, vreți să o luați de la zero? Vreți să luptați înspre creșterea voastră spirituală, să vă duceți într-o nouă direcție, da? Pentru că ei nu s-au purtat corect. Și acum magiciana ar putea să fie, să înțeleagă, da, într-adevăr, ai avut dreptate când ai spus chestia asta. Ai avut dreptate, nu am arătat. Ai dreptate să închei lucrurile cu mine, pentru că dacă n-am arătat, toate motivele, da? Dar totuși vreau un nou început. Vreau un nou început, vreau să arăt că pot să fiu o persoană stabilă, să-ți ofer stabilitatea, dar e teamă că, tocmai pentru că s-a purtat, da, s-a purtat incorrect, ar putea să fie respins. Există o frică. Acest personaj are multă pasiune, dar există o frică pe care trebuie să o vindece. Frică de emoții. Interesant este că vrea să meargă înspre dragoste. Dar dragostea este legată foarte mult de suferință, interesant. Împărăteasa și faetonul. Sunt niște conflicte aici. Iar apare 5 de putere. Clarificăm 9 de spade. 9 de spade. Da. Se simte abandonat? Da, se simte. S-a simțit abandonat? Și vrea să-și manifeste un nou început, e drept omului, nu? Sau o femeie, eu știu care este. 5 de monede. Nu știu pentru cine citesc, dragii mei. Dar repet, în urmă. Câtă drag. Și pasiunea am eu să iau de 5-10 de spade. Fantastic. Câtă suferință. Dacă știți că voi ați suferit aici, ar putea să conștientizeze acum acest personaj.
și să sufere. Mai dăm o carte pe 10 de spade. No, de spade, 10 de spade, 5 de monede. Nu prea are încredere. Ar vrea să o ia de la zero, ar vrea să ofere stabilitate. Are atracție în continuare față de voi, dar are frică. Frică de abandon, frică de... Da, frică, frică de abandon. Frică de trădare, frică că va fi refuzat pentru că nu s-a arătat. Deci cine o fi aici care nu a arătat... Magicianul, care poate să fie minciuna în sine, dar poate să fie și trezirea, transformarea, da? Ieșirea din minciună. Da? Sau din autosabotaj, tendințele cuiva, cineva își dă seama, băi, ce mamă s-a fost cu mine, de n-am arătat ce simt, că uite câte simt. Da? Posibil și asta. Pentru că dacă simți așa de mult, este mai greu să arăți. Pentru cineva care nu e obișnuit să exprime, da? Nu căutăm scuze. Clarificăm 10 de bâte. Dar nu știu cine sunteți voi. Dacă sunteți energia masculină, cea care nu a arătat sau cea care a văzut dincolo de măști și a așteptat totuși cuvântarea, a așteptat adevăr. Și când a văzut că n-are, și-a văzut de drumul său. Interesant, 10 de spade, această suferință imensă a fost clarificată cu judecata, adică, da, se trezește, judecata înseamnă trezire, da? Judecă, se trezește, își dă seama ce a făcut. Judecată, 2 de cupe, sufletul pereche, colaborare, comunicare armonioasă, comunicare telepatică, completare și 4 de monede. Atașamentul față de acest suflet. Probabil că sunteți voi. Probabil. Probabil. La capătul setului de cărți, împăratul. Da? Împăratul, cel care se controlează și nu arată. Da? Ce a blocat împăratul? Ia să vedem. A blocat soarele. A preferat să fie în control și să creeze, ia uite, 7 de bâte, ziduri personale, da? Între soare. Asta văd. Ce ar mai vrea să... Ia uite, eremitul e tăcere. Și vrea să cuvânteze. Că lucrurile între voi s-a terminat. Cineva a hotărât, gata, 6 de cupe. Ați fost, sunte, suflete perechi, ok. Dar s-a încheiat. Cineva a pus capăt. Uite, apare de două ori zero, apare lumea aici, apare moartea. Da? Din cauză că... Ia uite, jocuri mentale, prieteni, job sau alte responsabilități. În fine, ce ar mai vrea să vă transmit? Să vă spună. Eremitul în această tăcere caută steaua, caută înțelegere, caută vindecare. Trebuie forțat, este în perioada asta de... Trebuie să se trezească spiritual acest personaj eventual. Sau dacă știți că e treaz spiritual... Și ia timpul său de vindecare, de liniște. Pentru că știe în ce direcție să meargă, da? Depinde. Pentru că unul e mai bine decât celălalt în această poveste. Ce vrea să vă transmit acest personaj. Nu mi-a arătat ce simți? Ok, tac și îmi vede drumul meu. Ceva de genul ăsta. Ce face? Cu 9 de monede și eremitul, am ce face? Nu mă sperie singurătatea. Eventual. 10 de monede și 3 de monede. Mi-apare triunghi, amoros. Sau, dacă nu e amoros, responsabilități la job și... Insuficient timp pentru dragoste, eventual dragoste, conflicte, lacrimi. E dragoste, nu poate să zică nimeni că nu este.
Vedeți și voi, combinați numerele. Ce vrea să vă transmit acest personaj? Spânzuratul. Deocamdată încearcă să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Deocamdată. Se simte legat? De ce se simte legat? Spânzuratul. Clarificăm spânzuratul. Clarificăm spânzuratul, te rog frumos. Iar. De job, de alte responsabilități. Se simte legat de alte responsabilități. Chestii care țin de contracte. De, eu știu ce. Familie, job, chestiuni, da? Familie, job, chestiuni de genul ăsta. Asta vreau să vă spun. Deocamdată nu găsește soluții. Trebuie să găsească soluții. Posibil, cine e căsătorit aici ar putea să aibă o soție geloasă și nu știe cum să-și facă timp pentru dragoste. Da? Și se păcălește, încearcă să facă niște strategii în relație cu această dragoste, cu acest cuplu, doi de cupe și patru de băte, în care se simte bine. Dar nu se manifestă corect 5 de spade, 7 de spade. Ia uite, și 5 de băte, conflicte. Probabil că nu degeaba a apărut box. Parcă la voi a apărut? Hă? Parcă da. Parcă. Ce carte a picat? Ia să vedem. Practicați compasiunea. Mesaj de la îngeri. 6. Mai dăm pe spânzurat încă o carte. Am înțeles. Nu găsește soluție. Ok, altceva? Spânzurat. Asul de cupe, măi. Nu știe cum să-și facă timp pentru dragoste. Sau, dacă a fost pus în triunghi, pus în triunghi amoros în situațiile acestea dezechilibrate, își dorește să se vindece. Să-și găsească credința. Iar apar conflicte. Ce mă enervează? Ce mă enervează? Știți că eu acum sufăr pentru voi, nu știu care sunteți, dacă sunteți la prima parte, a doua, a treia persoană implicată, știți? Eu zic că acum mesaje de la ei, dar eu știu pe cine reprezint, nu știu. Ce ar mai vrea să vă transmită? Care conflicte interioare? Clar că trebuie să se lupte. Ia, 5 de bute, clarificăm. Îndrăgostiți, iau-te. Dar e pe cale să aleagă, e pe cale, e în curs de decizie. Dragoste există? Trebuie să aleagă, să facă o alegere importantă. E pe cale să aleagă. Dar interesant este, la capătul setului de cărți, interesant. Mai ce văd? Deci la capătul setului de cărți sunt 7 de cupe, da, opțiuni. Opțiunea cea mai mare în această, cea mai importantă în acest moment este ca cine are de ales. Trebuie să aleagă cu sufletul plin, nu cu sufletul gol, 9 de cupe. Să aleagă să se iubească și în momentul în care se iubește, știe ce să aleagă pentru el ea, da? Și să lase în urmă toată agitația, toate conflictele astea și să meargă, să comunice iar cu pasiune și să meargă, să muncească înspre o împăcare. Voi știți cu cine vreți să vă împăcați, da? 6 de cupe. Trebuie comunicată și suferința și dorința de împăcare.
Trebuie manifestat. Faeton. Trebuie mers, 6, de bâte și faetonul. Acest personaj își dorește victorie. Ce ar mai vrea să vă transmită? Îndrăgostiții, de ce sunt așa? Ia să vedem. Îndrăgostiții. E pe cale să se ia o decizie. Cred că este judecata asta, da? Judecata asta are legătură cu finalul acesta, vedeți? Da? Judecata. După atâta suferință, abandon, griji, stres, în viața personală și în relație cu sufletul pereche, pentru că sufletul simte exact ca acest personaj, da? Acest personaj înțelege, de fapt, legătura profundă dintre cei doi. Acum, doi, ia îndrăgostiții. Ia să vedem ce ar putea să fie îndrăgostiții. Văd moartea și transformarea, de fapt, moartea aduce transformare. Extraordinar, îndrăgostiții. A fost clarificat de împărăteasă. Da. Uf, dar câtă dragoste e, bre! E, moartea, am vorbit de moarte, transformarea. Transformarea asta aduce conștientizarea. Da? În primul rând, a iubirii. A iubirii adevărate. Eventual, voi știți care sunteți? Arătați persoane care nu știu să se iubească, arătați cum să se iubească, cum să aleagă din suflet. Nu din rațiune, nu din falsități. Nu din falsități. Am văzut mai devreme regina de cupe? Ia uite că apare regele de cupe. E o transformare în dragoste. Împărăteasa înseamnă dragoste. Este zeița dragostei, da? Este zeița dragostei împărăteasa. Cineva alege, da? Haideți să iau un mesaj că se termină acum bateria. Un mesaj pentru voi. Un mesaj pentru voi. Fuga, fuga pe ăsta. Dragostea este peste tot în jur. Ia uite. Cineva trebuie să se întoarcă înăuntru. Acest personaj trebuie să-și descopere dragostea. Cât timp celălalt își vede de calea sa. Interesant.